Fotbalistul ca artistul este o vorbă în lumea mingicarilor. Pentru jucătorii Gloriei, anul 1978 a însemnat transpunerea pe peliculă a vieților cotidiene. Globul pământ este un imens balon. Fotbal, fotbal, toți îl urmărim pe un universal stadion. Fotbal. Totul pentru fotbal este un film în regia lui Andrei Blyer, pe baza scenariului scris de Mircea Radu Iacoban, care se desfășoară într-un mic orășel de provincie, unde totul merge strună în afară activităților sportive. Locul 16. Toate variantele locul 16. Retrogradare. Ce retrogradați? Ce cu banii luați? Nu merge. Toți locuitorii trăiesc o mare dramă pentru că echipa orașului este în pragul retrogradării. Câțiva suporteri fanatici sunt gata să facă orice pentru fotbal, chiar dacă asta înseamnă niște manevre nu tocmai oneste. Însă cei mai mulți cetățeni nu sunt de acord cu această atitudine lipsită de fair play, ceea ce dă naștere unui meci tensionat, disputat însă în afara terenului. Acesta este sinopsisul unei producții magnifice despre modalitățile în care se câștiga un meci înainte de 89. Filmul lui Blyer reunește nume mari ale cinematografiei românești, precum regretatul Gheorghe Dinică, Nicu Constantin, Emil Hosu, dar și alți mari artiști. Dintre fotbaliștii prezenți în producția lui Blyer se remarcă două nume grele de fotbalul românesc: Rică Răducanu, portarul de legendă al Rapidului, și Stan Constantin, unul dintre cei mai buni atacanți ai grupării buzoiene.